ale tuturor. Dar eu am convingerea că oamenii ăștia nu vor înțelege niciodată nimic. Problema este cât mai sunt răbdați să-și bată joc de un popor întreg. Domnilor și domnilor, haideți să mergem la Botoșani, să vedem pe cineva care a trăit această dramă, acest gen de înmormântare, cu, fără posibilitatea să ți-ai rămas bun nici în spital, nici în momentul în care cei dragi nu mai sunt, în niciun fel. Iar chestiunea asta, că sunt luați, dezbrăcați, băgați în saci și aruncați în groapă, asta e dincolo de acceptabilitate, este inuman. Până la chestiuni de credință, este inuman. Haideți să vedem ce spune doamna noastră care ne-a scris din Botoșani. La ora 18 am primit un telefon de la o prietenă care îmi dădea numărul cuiva din spital, pentru că nu găseau numărul meu, nu reținuseră bine. Și mi-a răspuns o doamnă asistentă și mi-a spus: ne pare rău, sora dumneavoastră a decedat. Din momentul ăla a început calvarul unei înmormântări absolut inumane. Am avut noroc de o rudă. Nu avem foarte multe rude. Am avut noroc de un verișor foarte bun care și-a asumat răspunderea și eu nu puteam să ies, deci eram în izolare și a asumat răspunderea pentru tot. Atât, a trecut pe la poartă cu... La poartă au venit vecini, prieteni, vă dați seama, 41 de ani de învățământ, am învățat copiii atâtor oameni, cunoștințe, au venit la poartă și au adus lumânări, flori, coroane. Eu am ieșit foarte puțin, numai până la mijlocul curții. Așa a fost. Deci, practic, această... Și a trecut, deci nu vreau să mă gândesc ce a fost în acel sicriu și cum a fost sora mea băgată în acel... Asta a fost protocolul. Poate se vor mai schimba lucruri, deși n-am înțeles și nu voi înțelege niciodată. De ce a trebuit să o îngrop ca pe un câine? Pentru că atât cât am priceput eu în toată durerea mea, am înțeles că acest virus se transmite pe cale respiratorie. De-aia purtăm măști, nu? Și am mai înțeles în ultimul timp că cât m-am uitat pe la televizor și am înțeles, virusul s-a ajuns la concluzia că virusul nu se ia de pe suprafețe, cum se bănuia la început. Deci dacă acel trup chinuit care a plecat departe, nefiind neavând pe nimeni drag alături, care a plecat cu niște imagini apocaliptice, văzând în spital, na, cum erau toți cei de acolo echipați, n-am înțeles de ce acel trup a trebuit să fie atât de chinuit până la capăt. Pentru că tot a fost sigilat. Eu n-am văzut-o. Am văzut numai sicriul. Trec cu mașina pe la poartă și... Nu, am avut o aprobare specială. Pentru 2 ore să mă pot deplasa, fiind cimitirul foarte aproape și eu fiind de acum pe final de boală. Condiția să fiu foarte bine echipată
așa prevede aprobarea, să fie avut tot echipamentul, să fie foarte bine echipată și să nu se apropie nimeni. Să nu mă apropii de nimeni. Și așa a fost. Mama dumneavoastră? Mama mea n-am putut, mama mea trebuia scoasă în căruț. Mama mea, după ce i-am dat vestea o lună, nu a mai vorbit. Și n-am putut să o scot nici măcar la poartă să vadă sicriul. N-am putut. La momentul respectiv nu. Era și rău, era și iarnă, de la noi, de la ușă până la poartă, vedeți că e o oarecare distanță. Era și o vreme foarte urâtă în ziua aceea, o vreme ploioasă. N-am putut, n-am riscat să o scot, pentru că n-am știut cum va reacționa și... atâta i-am spus în ziua aceea, am spus că sora mea a murit. Este unica soră care am avut-o și i-am spus că mă duc să văd sicriul. Din păcate, mi-a rămas așa o imagine foarte tristă, o altă imagine tristă. Frica, v-am spus, în toată frica ce s-a băgat în noi, toți vecinii de pe stradă erau ieșiți la porți, atât. Iar în urma sicriului am mers eu, ca un câine, singură, și la distanță foarte mare câțiva vecini din apropiere, 2-3 vecini de aici din zonă care au avut curajul să participe. După cum am auzit, unele statistici au murit în acest an vreo 24.000 de oameni, care probabil au fost înmormântați conform aceluiași protocol. Deci am acceptat să vă dau acest interviu pentru că poate de acum încolo, până se va încheia această nenorocire, dacă se va încheia vreodată, alte familii să fie scutite măcar de o parte din durere. Pentru că durerea este, indiferent cine e, că e părinte, că e copil, că e soră, că e frate, că este durerea că nu-l vezi, durerea că nu ți-ai luat rămas bun de la el. Eu, dacă știam că n-am vorbit atunci cu ea la telefon, vorbeam mai mult, întrebam mai multe, vorbeam mai mult cu ea, dacă știam că e ultima, sunt ultimele vorbe. Dar măcar să nu treacă prin acest calvar al unei mormântări COVID. La cimitir, groparii erau echipați. M-a durut că n-a fost alături nimeni din colegii mei de la școală, care am împărțit 41 de ani de locul de muncă, pentru că nu puteau să expună. N-au fost rudele, că avem multe rude, avem rude și la București, n-au putut veni, având în vedere că era acel număr foarte limitat. Preotul nu s-a apropiat de sicriu pentru a face ritualul potrivit. De la distanță a slujit foarte repede, conform protocolului. Primul lucru când s-a apropiat a spus la toată lumea să păstreze distanța. Câți erau acolo, o mână de oameni? S-a terminat totul foarte repede și... cu o slujbă foarte, foarte scurtă, tot așa cu graba aceea să-l bagi mai repede în pământ pe respectivul om. Eu am fost un om corect, care am respectat legile, am respectat tot timpul și n-am vrut să dau nici prilej de discuții, nici de... am respectat tot ce s-a spus, tot ce
toate regulile care mi s-au spus să le respect, le-am respectat și... Na, așa a fost protocolul, așa l-am respectat. Lumea au plecat cei câțiva oameni mei care au fost și la final am plecat și eu din cimitir singură, am venit pe jos pentru că suntem foarte aproape, la doi pași de cimitir și asta a fost toată mormântarea surorii mele. Ați semnat și noastră acea petiție, o petiție care a fost făcută tot de o persoană care și-a pierdut mama. Da, am văzut. Nici măcar nu a avut nici măcar n-a mers, da. Să meargă. Da, am văzut, da. Tot pentru că a vrut să respecte niște reguli. Cum vedeți această petiție? Credeți că va schimba ceva? Nu știu dacă va schimba ceva. Am văzut astăzi un lucru... Poate va schimba. Am văzut astăzi la televizor o știre, sper să fie adevărată, că la Spitalul Județean din Suceava, la ATI COVID, sunt acceptați membrii ai familiilor, celor care sunt acolo, poate care din ei nici nu mai au prea mult de trăit. După ce se respectă, după ce își dau consimțământul că își asumă riscul că pot lua virusul și, mă rog, echipați corespunzător. Mi s-a părut un lucru foarte bun, pentru că, domnul meu, din ce văd, din ce aud, din ce citesc, după ce s-a întâmplat cu sora mea, am avut mai mult timp și am vorbit cu mai multă lume. Au fost foarte mulți oameni infectați, care s-au tratat acasă, au avut forme ușoare. Au fost care poate n-au stat nici în carantină. Eu sunt ferm convinsă că în toate cele aglomerații care au fost pe la munte, peste tot pe unde au arătat, în mod sigur au fost și pe acolo oameni care au răspândit virusul. Iar noi am ajuns să ne temem doar de morți. Sper să se schimbe ceva, pentru că dacă nu se schimbă nimic, n-are rost nici interviul de astăzi, nici... Înseamnă că n-are rost să mai sperăm nimic, să nu... Nu încercăm să schimbăm niște lucruri care nu sunt logice, după părerea mea. Nu sunt logice. Există așa un firesc în toate. Ori în tot ce, în aceste mormântări COVID, n-a mai fost nimic firesc. Absolut nimic.